Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați văzut știrile cu certificatul verde care urma să devină obligatoriu în anumite domenii și în România? Da. Guvernul ar trebui să discute astăzi o propunere a CNSU. Ce discutam noi alaltăieri, când Vasile Tatarul a lansat balonul de încercare. Ce ar fi dacă nu știu ce? Sincer, mie mi se pare o idee bună. Este adoptată deja de unele țări europene. Cum mi-am spus? Vasile. Da. Nelu. Nelu. Trebuie să-mi notez astfel de mai am o problemă cu numele. Nu reușesc să rețin nume pe bune. Este ceva teribil. Ok. Așa. Da. Deci, domnul Nelu Tătaru a lansat balonul ăla de încercare. Ieri CNSU a făcut o propunere în acest sens, care, mă rog, e, după părerea mea, o propunere jumătate de măsură. Că ar trebui să fie solicitat certificatul verde european numai în localități, numai în anumite domenii în care se strâng mulți oameni, la evenimente publice sau private, și numai în localitățile unde se depășește rata de infectare de 3 la 1000. Da. Ori cu varianta Delta știm deja, când s-a depășit rata de 3 la 1000, e pe drum 6. Adică nu mai poți să oprești. Corect. Chiar dacă ascultam un interviu cu un medic epidemiolog român din Marea Britanie săptămânile trecute și care spunea: asta este particularitatea variantei Delta, este atât de contagioasă încât creșterea când începe este exponențială. Și chiar dacă, spunea el, chiar dacă prin absurd închizi pe toată lumea în case, 2 săptămâni continuă să crească, nu poți face nimic. Și ca atare, când impui folosirea acestui certificat în localitățile unde se depășește rata de 3 la 1000 și numai pentru anumite domenii, este jumătate de măsură. Asta pe de-o parte. Și doi la mână, l-am ascultat pe ceaba Asztalos de la CNCD, toți l-am auzit spunând că trebuie o lege pentru asta, că e totuși o reglementare a drepturilor, dreptul de acces în anumite zone. Asta nu se poate face prin ordin de ministru sau prin hotărâre de guvern și nici măcar prin ordonanță de urgență, spune ceaba Asztalos. Și eu știu că așa este. Adică dacă s-ar putea face prin ordin de ministru, ar fi foarte periculos, că mâine ar fi un ministru care ar zice: de mâine nu mai puteți să faceți, trebuie să ieșiți numai cu păr lung pe stradă. Da. Ceea ce pentru mine ar fi o problemă, de exemplu. Da, da, da. Înțelegeți? Deci nu merge așa, trebuie adoptată o lege și sunt țări. Da. Eu cred că nu merge oricum. Nu, stai puțin, că sunt două lucruri. Știu ce vrei să spui, că chiar dacă se adoptă, nu o să se respecte. Da. Bun, aici depinde de felul... Sau, mă rog, o să se respecte tot de către cei care au bun simț și care se gândesc și la cei din jurul lor, adică... Uite, sunt țări europene în care folosirea certificatului verde și obligativitatea prezentării certificatului verde în anumite domenii este implementată de ceva timp. Da. Franța este o astfel de țară, au fost și proteste în sensul ăsta, dar oamenii sunt foarte riguroși. În vacanță am fost câteva zile la Paris și se scanează peste tot. Adică la intrarea în orice muzeu, spațiu public, restaurant, cârciumă, se scanează certificatul verde și dacă nu ești ok, nu intri. Da, da, și eu am fost o zi la Strasbourg și îl scana peste tot, dar putea să fie certificatul maică-mică, nu s-a uitat nimeni pe un act de identitate, adică îmi scanau certificatul ăla și la revedere. Așa este, pentru că chelnerul sau paznicul de la muzeu nu are dreptul legal să-ți verifice buletinul. Păi și atunci poți să mă duc cu orice, ce-ți iau certificatul tău, dă și mie un forward. Sigur că poți să te duci, dar în Franța, de exemplu, legislația spune în acest context că ajungi la pușcărie dacă minți. Adică să te trimit la pușcărie în cazul în care faci asta și recidivezi. Iar în cazul organizatorului de evenimente care nu verifică la intrare, el nu trebuie să verifice identitatea. Trebuie să scaneze cu aplicația și să-i spună dacă e valid sau invalid. Dar dacă nu scanează și înăuntru sunt oameni care nu au certificatul la ei valid, atunci riscă închiderea afacerii și amenzi foarte mari și de asemenea pușcărie. Da, da. Noi vorbim de țara noastră, adică, nu știu, în Franța, dacă exista supracontroale de astea, eu n-am întâlnit cât am fost acolo și am fost în câteva locuri în care mi s-a cerut certificatul ăsta, iar la noi... Păi la noi a fost și amendă mare dacă încalci carantina și, pe urmă, curtea cu cine... Da, avocatul poporului le-a anulat. Dar sunt două lucruri diferite. Au fost în vigoare, s-au dat foarte multe amenzi, deși erau foarte mari. Da, dar sunt două lucruri diferite aici. Faptul că o lege nu este respectată, asta nu înseamnă că nu trebuie să existe. Aplicarea legii respective, asta se face și verificarea respectării ei se face de către organele de ordine. În Italia, de exemplu, folosirea certificatelor COVID este foarte strictă. Și acum tocmai trec la obligativitatea folosirii certificatelor pentru toți angajații și din sistemul public și din sistemul privat. Imediat închei. Și știi cum se face? îi trimit, nu-i dă afară, îi trimite acasă. Nu ai certificatul, adică nu poți demonstra că ai fost vaccinat sau ai un test valabil sau ai trecut prin boală, astea sunt cele trei, te trimite acasă. Ești suspendat. 5 zile. Și dacă în 5 zile nu-ți rezolvi problema, ești dat afară, pentru că ai absențe nemotivate. Și funcționează în Italia. Dar măsurile acestea au fost adoptate de Parlament. De asta spun că la noi o să dea probabil astăzi guvernul o hotărâre, o ordonanță de urgență, o să fie contestată de avocatul poporului, nu o să fie aplicată și o să fie o altă măsură bună, folosită peste tot în Europa civilizată, care la noi este făcută praf. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.